Una dintre vedetele salonului Auto București 2016 este Seat Ateca. Ateca nu este orice model. Ateca, pe de o parte, înlocuiește Altea. Pe de altă parte, vedeți lângă mine un model care se descurcă foarte bine și off-road, dar are un motor de 1,4 litri. E TSI. Este ceea ce grupul Volkswagen știe să facă foarte bine, să scoată putere mare, 150 de cai putere, dintr-un motor de 1,4 litri. E adevărat, cum spuneam, turbo compresat. Dar au reușit să introducă în habitaclu, sub capotă, la dispoziția șoferului, foarte multe funcții la care în urmă cu 20 de ani nimeni nu visa. Și astea se pot realiza acum doar prin apăsarea unui buton, prin setarea unei comenzi, prin ajustarea ei. Nu mai trebuie să fii foarte specialist acum să te descurci cu mașina acolo unde, repet, în urmă cu ani buni, oamenii nici nu-și imaginau să ajungă. Dar știți ce vă trebuie pentru a face toate astea? Da, un buget. Această mașină costă 28.000 de euro, cu tot cu TVA. Dar vă spuneam, poate mult, atinge 100 în 9 secunde. 150 de cai putere dintr-un benzinar de 1,4 litri. Cuplu motor este o problemă. E practic problema benzinarelor. Nu este al lui Seat Ateca. Dar dacă vă cumpărați unul, atunci vă veți obișnui până și cu acest cuplu motor, care nu este cel mai bun din gamă. Dar 150 de cai putere vă ajută. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, I'm cried out. I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God. All on that day, I said, rock.